Prietenilor, vă salută tata Nețo Mondialu, bea o gură de aur, Dactivia. Nu vă speriez că nu o să mănânc acum, am gustat numai să văd cum e cașul de la tinul rus și cum e salamul ăsta care l-am luat. Am de mâncare, dar îmi place, măi, oameni, îmi place mă să mânc așa în ea uscături. În fine. Intrăm în subiect. E vorba despre emisiunea Puterea Dragostei. Deci nu vă speriez că nu mânc. După ce termin clipul, mă apuc să mânc. Că știu că nu vă place. Despre emisiunea Puterea Dragostei. Știți că nu pot să vorbesc. Sunt lucruri care nu-mi convin. Nu numai mie, că și vouă, pentru că vă văd acolo. Cum comentați. Nu-mi convine mie ca părinte, nu-i convine lui ca părinte, ei ca părinte, mamă, tată, fiecare ce are pe acolo copii. Înțelegeți? Și am promis că nu mă bag, chiar dacă e vorba și despre Lobo, dacă se ceartă cineva, dacă vorbește la adresa lui, înțelegi, nu am să mă bag pentru că ei sunt acolo, ei se ceartă, ei se împacă. Și să nu uităm că vorbe din astea aruncate, fiecare pe unde ați crescut, în cartier, la țară, pe sate, în suburbii, tata ce mai este pe acolo, Cătune, înțelegi, chiar și oraș, fiecare a fost că s-o arunca vorbe. Înțelegi? S-o arunca vorbe. Prietini și după aceea s-o certa, s-o arunca vorbe urâte sau vorbe din astea, după aia s-o împăcat sau știu, nu s-o împăcat, dar vorbe se aruncă și la noi în cartier, sunt o groză, cum v-am spus, va veni timpul când voi spune ce am pe suflet și ce am de aruncat eu, înțelegi, care au vorbit urât la adresa mea, dar am zis că nu mă bag pentru Lobo, dar în momentul când acțiunea e gravă, atunci știți ce? Am luat avion și am plecat acolo. Înțelegeți? Dar sperăm să nu să ajungă la nici unul, nu numai la el, la nici unul. Și dacă nu s-a ajuns acum din primul episod, primul din ăsta care a fost, nu s-a ajuns nici acum. Că acolo sunt oameni de siguranță, Andreea Mantea nu-i lasă. A, că mai lasă, că am văzut foarte mulți că scrieți, vorbiți urât. Urât vorbiți. La adresa lui Mantea, vorbiți urât, că de ce o lasă pe Mariana șefă, că de ce o pune că uită ce se întâmplă, uită ce face, măi oameni, auziți aici. Voi urmăriți emisiunea asta fără să știți ce urmăriți. Sunteți proștă lâmbă. Acolo, Andreea Mantea e o prezentatoare, ea predă materialul ăla, dar, deci îl predă la comandă. La comandă, nu e cu ideea Mariana, tu de astăzi de șefa, nu? De acolo din spate, îi spune prin cască, frumos, își face temile, vine cu hârtiuța și știe tot. Înțelegi? Așa că redresați-vă, nu mai vorbiți urât la adresa femeii, pentru că așa e materialul, sau voi nu urmăriți filmele astea turcești? Voi nu vedeți în filmele turcești ce se întâmplă? Ce faceți? E înjurat și acolo pe artiști? Ăla e un film, măi, și acolo e un fel de film. Înțelegeți? Dar mergem pe altă parte. Bineînțeles că și aici, dacă eu aș fi fost prost, m-aș fi luat de Mantea. Dar eu cunosc cum stă situația, de-aia vă spun și vouă. Ce mă... mă enervează. Îs acceptate în casă. Dăm exemplu. 5, 6, 7 fete. După care aceste fete întemeiază o relație de dragoste cu câte un partener din concurent din casă. După ce relația e întemeiată, deci mă, eu nu mă refer la voi ăștia care postați, eu mă refer chiar la
emisiunea. După ce, la emisiunea Canal D, după ce vorbiți ălea, după ce relația e întemeiată, ajunge să cunoască o lună, două, trei, să postează pe Facebook. Oare ce va zice Vasile când va vedea că iubita lui în trecut, nu, că ce poză are iubita lui de la videochat? Sau ce poză are iubita lui de la damă de companie? Înțelegeți? Acum, normal că la niciun concurent nu-i convine, înțelegi, să afle din altă parte mai ales că iubita lui a făcut anumite chestii. Cum ar veni, iau. Nu-i la niciun... De să șochează, măi, oamenii, ascultați și vă spun eu. Eu, ce zice mama, ce zice tata? Să șochează. Ce va spune prietenii mei? Că poate el, lovit de dragoste, o trece cu vederea. Tu, e adevărat? Dar nu, că m-aș văzut videocetista. Dar nu, când am întrebat, dar nu, că nu s-a întâmplat acolo și când te uiți pe alea, băga carbasanul să nu-mi ajute Dumnezeu, deși dădea ochii peste cap, în minge și din minge îl limpăzea în gură, de zici că să necam așa ceva, să-mi bagi în gură și să nu te nidoi de capul meu. Înțelegeți? Și de acolo, de la videochat, eu vă spun 100%. De acolo prins clienți. Înțelegi? De acolo prins clienți. Sigur că da. În fine, să nu deviem. Deci, e foarte neregulamentar intervenția asta. Mai oameni, eu mă gândesc că exact ca și când mergi la o emisiune de concurență, cum ar fi Dansez pentru tine, Vocea României, România au talent, Șef la cuțite, te întreabă din trecutul tău ce ai fost, ce ai făcut. Se interesează, după ce ești acolo trecut pe nota lui de așa, se interesează de tine. Că nu-i greu în ziua de astăzi să te interesezi de o persoană cu atâtea Google-uri. Alo! Și atunci, întrebarea mea îi, de ce când ai adus-o în emisiune, n-ai pus-o să se prezinte? Uite, eu în trecut am fost așa, 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 asta am făcut. Dar acum nu mai fac. De ce? Domnilor, deci trebuie. Sunt, mă numesc cu tare, am vârsta de, am clasele de, am făcut școala de, am fost plecată și am muncit acolo, am făcut aia, am făcut aia. Înțelegeți? Deci, eu zic că ar trebui, doamna Mantea, ar trebui soluționată problema și pusă la punct. Pentru că acum eu nu vreau să supăr nicio fată, dar din câte fete acolo a spus de majoritatea că au fost producătoare. Acum eu vă întreb că doamna Mantea a spus așa. Nu are importanță câți bărbați au avut o femeie în trecut dacă nu s-au vândut pe bani. Perfect. Perfect. Dar întrebarea mea e următoarea. Cum de să face că în mare parte, deci nu zic că toate, în mare parte îs foste producători, videocetiste producători. Altele chiar filme porno, din astea românești XXX de astea de 2 lei, înțelegeți, știu eu ce locații și așa. Cum să face că majoritatea îs așa? Deci eu nu spun că așa gândesc eu. Eu spun că
De-aia a spostat, de-aia l-alta a spostat, de asta l-alta a spostat, de asta, deci de vreo 5 până acum s-a postat. Nu mai zic de celelalte care au mers și s-au culcat cu concurenți înainte să intre în emisiune și după aceea au mers în emisiune și candidat la unul dintre ei. Deci, fără supărare, sper să o conaș, să nu comentez. Că eu vă spun adevărul. O zis coconașul, tată, nu fă clipuri, că s-a aici între ei. Zice, eu știu că toată lumea vorbește, nu numai tu vorbești, dar eu nici nu vorbesc. Toată lumea, cum e, că vedem ce scrie pe grupurile alea, pe aia, am promis că nu mănc. Înțelegeți? Păi să, așa s-a vorit, e nii. Nii, mă, caș de latinul rus. Salamă de la bordă. Și pâine, știți de care mâncă tata. Ia asta cu țumaile. Mă pace. Ar fi foarte frumos ca, uite, nu mă duc mai departe. Domnilor, eu v-am spus, ei dacă-s loviți de dragoste, ei va trece, va încerca să treacă, dar nu pentru mult timp. Va încerca să treacă în fața emisiunii, dar nu pentru mult timp, că de acolo intervine. De acolo intervin problemele. Înțelegeți? De ce? Fiți atenți, măi, pe mine să mă ascultați și să mă înțelegeți că eu ce vă învăț pe voi, mai ales tineretul, e foarte important pentru viața de zi cu zi care va fi pentru voi pe viitor. Înțelegeți? La mine nu sunteți la purcele sau la ăla sau la ăla sau la ăla, deși nu ca să mișto și din ele. Deci eu nu fac mișto, uite, purcelele cu videocetul și ele face mișto de altele. Înțelegeți? Râde ciob de o ală spartă. Ați înțeles cum stă treaba. Eu vă spun așa pentru propria voastră etichetată concordanță de situație pentru viitor. Cum îi să te pui cu iubita ta în pat la somn sau cu nevastă ta, cu soția ta, înțelegi? Cu iubita, cu neva, cu viitoarea ta iubită, cu logodnica, cu viitoarea ta nevastă, cu logodnica ta, să te pui în pat seara la somn, ni, să dormi. Ce faci până dormi? Acum mai nou, să stă unul pe un telefon, ăla în alt telefon. Dar vă spun eu cum eram eu cu Liana până dormeam împreună. Ne uitam la televizor, butonam un pic, o prindeam în brață, mă prindeam în brață, povesteam, ți-amintești când am fost acolo, ți-amintești la Balaton, la știu eu ce, la dinele, povesteam de coconașul, de astea, înțelegi? Eventual, dacă ne giugiulem, ne frecam și dormeam fericiți. Ne trezeam fericiți și aveam ziua tot timpul fericită. Dar când tu o iei și apuci momentele astea, dar după aia afli că e, o fost și-o făcut aia, și-o făcut aia, și-o făcut aia, și-o băgat în e, și-o introdus în e, mai dormi așa? Nu. Pui capul pe perină și nii. Bă, eu vă spun din experiență, vă amintiți când v-am povestit cu Rusoica, stăteam în Italia, eu venit seara târziu și avea pe talpa de la Cizmuliță frunză de pădure, de copaci, nici mâncați, domnul, și noroi,
și pe genunchi era, înțelegi? Da, ma dove sei stato? Dove hai girato? A spiaggia non c'è? A trottoare qui non c'è? Dove? Stronzo, sono andato con mio Vittore fidanzato, sono andato in giro con lui e lui volevo fare un bocchino e perché macchina è stato piccolo, siamo usciti fuori e noi sono stati vicino a bosco e io devo fare un bocchino per vedere lui che io lo amo. A te non ti amo più, stronzo. Ma io di momento ora, bene, di momento ora, vreo tri zile, am crezut că intra tăți dracii mie. Iar și ne-am întorcem. Și puneam întrebări. Cât o avut-o, cum a fost, până știți ce am făcut. Nelson Bandit, e tata avăla. O puncărat, citriole, am cumpărat castraveți și am zis să arătăm dimensiunile. Și pe cel mai mare mi l-a arătat. I-am crezut că ptic jos. Aoleu, ce-a intrat în ea. Păi eu voinicerul. Înțelegeți? Deci, și la ei tot așa să se întâmple. După ce află că ăsta se strică. Se strică. Mare lucru, mare lucru să margă relația. Știți de ce? Vă spun eu. Una ei când știe doar familia ta sau tu afli și alta ei când ești la televizor și vede toată țara. Înțelegi? Prietenii tăi te vor saluta. Dar cu un zâmbet din ăla ironic. Milaia, mă. Hai, 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 hai. Ei nu vor spune nimica pentru că te, cum să zic, vorba vine, te respectă pe tine. Dar tu, după ce îi dai șpizi, el oricum se va da la ea după ce o lași. Înțelegi? Nu ține cont că ați fost prieteni. Știi de ce? Pentru că zice, asta e producătoare. E producătoare. Îs curios să vedem cum lucră. Că dacă înțelegi prietenie, n-ar fi interesant. Deci, domnilor, ca să încheiem situația, înțelegeți? Ca să încheiem situația, ar fi bine să le pune să se prezinte. Și așa știe dinainte. Bă, asta a fost la vitrină acolo, asta a făcut videochat, asta a fost cu șasă odată, cum o zis mocanul de aia, înțelegi? Așa, bă, îmi convine de. Dacă nu, tăți la un loc, dați-o afară, să vină alta. Înțelegeți? Așa mă gândesc eu că ar sta. Deci, prietenilor, asta îi... Nu ideea mea, ăsta e adevărul despre ce se întâmplă acolo. Acum, dacă voi vreți să dați încredere la Nelson și credință și ascultare, fără să mă înjurați ăsta, că n-am vorbit-o din bajocură nici din aia, că acum poate altele o să zică, dar de băieți, de ce nu zici? Eu-s bărbat, tică șapca jos, mi-o iau și mi-o pui în cap. Înțelegeți? Dar ție? Înțelegeți? Cum e? Bărbatul să laudă între prieteni. Bă, am paia, 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 paia. Dar de acolo să vă gândiți. Fetele să poate lăuda. Tu auzi, m-am lovit cu ăla, cu ăla, cu ăla. Da, dacă ești o descreierată din aia pe care te știe tot. Dar nici ele nu recunoște. Ați văzut că m-am auzit la stradă și zice, nu, numai cu gumă și nu fac coral și din ele. Când mie îmi spuneau alții care... Înțelegi? Da, Nelson, tot, și înghite tot, și din alea. Dar pe mine, că mă cunoștea și știa că eu le cunosc bărbații, înțelegi, nu făcea și nici nu vineau cu mine, în fine. Au fost care au pus botul de-o vinit, apoi ele și-au plâns în pumni. Bineînțeles, ho, 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 miau, vă iubesc, prieteni, miau.